Licitația pentru vânzarea termocentralei Mintia a fost amânată. Aceasta trebuia să aibă loc în această săptămână. Pe de altă parte, la Paroșeni, hoții fură țeavă zi de zi. Până acum, prejudiciul este de 100.000 de lei. Sfârșitul acestei luni trebuia să aducă scoaterea la vânzarea termocentralei Mintia. Dar nu se va întâmpla acest lucru deocamdată. Administratorul judiciar nu a finalizat documentația necesară. Posibil ca licitația să aibă loc în luna aprilie. La CEH se lucrează la inventarierea activelor de la Mintia. Magistrala de apă care alimentează termocentrala, dar și localitățile Mintia, Șoimu și Vețel, va fi scoasă la vânzare separat. Valoarea de piață a termocentralei este de 100 de milioane de euro, iar valoarea de lichidare este de 60 de milioane de euro. Pe de altă parte, termocentrala Paroșen din Valea Jiului a devenit ținta hoților de fier. În primele zile ale acestei săptămâni, i-au furat peste 80 de metri. De țiavă. valoarea prejudiciului este de peste 100.000 de lei. S-a văzut că hoții au fost bine organizați, echipați și au acționat ca la carte. Este vorba de conducta de transport cenușă la halda de, de la Căprișoara. Procedura de transport cenușă și zgură a fost temporar întreruptă.